Afirmația pentru ziua 82 din programul Vindecarea Sufletului de Frică și Suferință de Deepak Chopra. Voi deveni un om nou, eliberând fantomele trecutului. Voi deveni un om nou, eliberând fantomele trecutului. Voi deveni un om nou, eliberând fantomele trecutului. Aceasta este o afirmație despre memorie. Suferința este o problemă a trecutului, prezentului și viitorului. Nu ai nevoie nici de trecut și nici de viitor când pășești complet în prezent. Memoria își pierde forța de a lovi nu prin uitarea rănilor vechi, ci prin trăirea atât de completă în prezent, încât acele răni devin irelevante. Afirmând că vei elibera toate fantomele trecutului, tu învingi o mulțime de rele. Amintește ce am spus înainte. A-ți aminti de suferință și a nu o lăsa să plece înseamnă mânie. Acesta e doar începutul. A-ți aminti de plăcere și a nu o lăsa să plece înseamnă dependență. Anticiparea suferinței sau plăcerii pentru un moment din viitor duce la neliniște. Redirecționarea asupra ta a suferințelor trecute înseamnă vinovăție. Deși ți se poate părea că în prezent suferi, dacă te scufunzi mai adânc în momentul de acum, vei fi atât de absorbit încât suferința nu te mai poate deranja. Prezentul este locuința ființei tale, trecutul și viitorul sunt doar vise despre ceea ce ai fost sau despre ce poți deveni. Deci, afirmă astăzi că vei elibera trecutul și încărcătura lui de vise dureroase. Așa să fie și așa este, Doamne ajută!